să fie Doamne. Au și cuvintele durere, și un chin, și o suferință lor. Când sunt silite să ascundă sau să arate ce nu vor, când sunt împinse să zdrobească un adevăr într-un blestem, atunci cuvintele au un spalm în care tremură și gem. Ce dar divin este cuvântul, ce cu etern și unic rost, și cum s-ar cere spus de oricine, cum cel din tâi cuvânt a fost. N-ar trebui rostit cuvântul decât cu cel mic și vios, din adevăr și din iubire, așa cum l-a rostit Hristos. Dar ce mă suferă cuvântul când îl împingem în noroi, când îl sucim, când îl ascundem și când e necinstit de noi. Cu cât de sfânt respect s-ar cere să spunem orice cuvânt, dar ce murdar și ușuratic îl spun atâția de oameni. Ce înfricoșată învinuire va spune odată la sfârșit, în contra nebuniei noastre, cuvântul nostru chinuit. Cum ne va învinui în fața înfricoșatului județ, cuvântul spus cu înșelăciune, cu nedrepte și dispreț. Să-ți fie teamă de cuvântul pe care îl taci ori îl grăiești, căci și lui Dumnezeu și lumii el te arată cine ești. Și în veșnicie te vei duce la cel milos ori cel călău. După o sânda sau răsplata, ce-ți va răsti cuvântul tău. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului. Amin.